Adorm de cele mai multe ori nemâncați, merg la școală, pe sărite, abandonează studiile de vreme și sunt astfel condamnați la sărăcie și expuși riscului de excluziune socială. Este drama a multor copii din România. Potrivit unui studiu prezentat de Oficiul European de Statistică, în 2018, 38% dintre copiii români erau expuși riscului de sărăcie. Persoanele supuse riscului de sărăcie sunt în cel puțin una dintre următoarele situații. Au venit urmici, lipsuri materiale grave sau locuiesc în gospodării unde nu Toată lumea are un loc de muncă. România ocupă primul loc în acest top dramatic. Țara noastră este urmată de Bulgaria, cu 33,7%. Grecia, Italia și Regatul Unit. La polul opus sunt cu 13,1% Slovenia și 13,2% cehia. Eurostat mai precizează că în 2018, 23% dintre copiii din Uniunea Europeană erau supuși riscului de sărăcie și excluziune socială, comparativ cu 22,1% din adulți și. 18,4% dintre vârstnici. Un raport al Salvați Copiii România arăta că 150.000 de copii merg seara la culcarea flămânzi, iar statistica include doar copiii care trăiesc în mediul rural și a fost calculată pe baza unui studiu din 2018, în care 3% dintre copii au răspuns că se culcă flămânzi în fiecare seară și încă 5% uneori. Cei mai expuși riscului sunt de departe copiii care au doi sau mai mulți frați. Același raport indica și o rată crescută a mortalității infantile în județele sărace, acolo unde lipsesc și aparatura și dotării Medicale. Județele din România cu cele mai scăzute rate ale mortalității infantile erau Dâmbovița, Ilfov, Arad și Timiș, Iași, Alba și municipiul București. La polul opus, cu rate ale mortalității de 3 sau de două ori mai mari, erau Tulcea, Botoșani, Sălaș, Călăraș, Cara Severin. Se arată în raport.